Calibrating. Boss, bine, boss. Oh yeah. Calibration. Bine, frate, complete. Sunt Batman. Ia uite, frate, ce fain e. Îți, îți au ce mușchiani are Batman. Te pup, viața mea, hai. Salut tuturor, eu sunt Alexian și bine ați venit în casa virtuală a lui Alexian. Astăzi avem un gameplay foarte, foarte mișto cu Batman în Arkham VR, frate, așa se numește jocul. Este un joc care a apărut inițial pe PlayStation 4, dar acum îl putem juca și pe PC în realitate virtuală. Hai să devenim Batman, frate, să vedem și noi cum este. Respect. Ok, hai că am intrat în joc. Media să ne punem și căștile, să avem și sunet. Să vedem. Wow. 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 Wow, ce detalii, frate. Deci la prima impresie pot să spun că arată senzațional. Detalii, tot ce vrei în jocul ăsta. Suntem pe o clădire foarte înaltă, ca de obicei, ca așa stă Batman pe o clădire înalte. Și începem, zic. Ok, și o să luăm de la început, ca așa e normal, să vedem și noi ce se întâmplă în primul episod din Arkham Knight, frate, sau Batman, cum vreți voi să-i ziceți. De când îmi doream să fiu eu Batman? Oh, 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 oh. Foarte tare, frate. Da, deci detaliile, până de la detalii până la muzică, foarte bine făcut jocul, am ce zice, deci chiar n-am ce zice. Bruce, it's okay. Ok, aud niște voci. Come on, Brucey, look at me. Whoop. It's nothing to be ashamed of. Opa. Between you and me. Ok, deci eu sunt Bruce Wayne, gândirea mic. Father was scared too. Ok. Hey, why don't we stop for ice cream on the way home? You can. Da, bineînțeles. Mamă, dar ce căutăm? Opa. Yes, jewelry. Hand it over. Stay behind me, Bruce. Dar ce căutam, frate, pe aleea asta întunecată? A, și aici arată cum au murit părinții lui Bruce Wayne. Mamă, frate, deci înaltă e femeia asta. Sir Thomas! Back off! We're trying to cooperate. Opa! Ai să-mi bă picioarele. Ai să-mi bă picioarele, au mort-o și pe măsa. Mâncați aici gura ta. Băi, ce faci, frate? Lol, coaie, ce mare e ăsta. Vai, ce urât e. Da? Aveți ce pumn îți dau, frate. Mamă, mâncați, ce urât era ăla. A, și mă gândesc acum Batman de cât a visat, frate. Deci a fost un vis, ceva de genul. Rough night, sir. Oh. When did you return? Okay. Okay. Oh, ia uite, frate, ce are ăsta pe mâini și că a făcut box toată viața lui. You do know that one's own bed would make for more comfort. Alfred, ce faci, fratele meu? Te pup. Grand or otherwise. Te pup, viața mea. Ce faci? Ordinarily, I would beg you to take a night's rest, but well. My God, ce detalii, frate. We have a situation. I'll explain downstairs. Ah, you were looking for this, I imagine. Serios? Very good, sir. Merci. I'll see you downstairs. Te pup. Și ce fac cu asta? O bag în pian, cred că trebuie să cântăm la pian. Aici ce avem? Opa. Ruși, chestii. Alo, da? Asta nu pot să iau? Ok. Și crezi că o să cântăm la pian. Opa, opa. Dar ce se întâmplă, frățior? Holy, holy moly.
Welcome. Suit up sequence initiated. Biometric signature required. Ce ai făcut, frate? Suntem în Batcave, ești nebun? Wow, cât de mișto e! Mamă, ce mișto! Ok. Mă! Așa, tată, ne-am pus mânuși. Ok. Nice. Atât. Gata, tată. I'm Batman. Ia uite-l. Boss, bine, boss. Oh, yeah. Bine, frate, sunt Batman. Ia uite, frate, ce fain e. Îți au ce mușchiani are Batman. Te pup, viața mea, hai. Grapnel gun, ready for deployment. Stai că acum. Upgrades include high tensile wire to aid the navigation of environments and retrieval of distant objects. Calibrating targeting, grapnel gun targeting calibrated. Mișto. E ăla cu care zboară Batman. Hăți, Johnule. Îl băgăm la tech aici. Forensic scanner, ready for deployment. Și ăsta e mișto, forensic scanner ăsta. Software update allows for crime scene visualization and multi-layer analysis. Calibrating diagnostics. Please scan target. Uai, ce mișto e. Diagnostics calibrated. Îl băgăm și pe ăsta la teacă. Atât. Ready for deployment. A, bine, boss, avem batterings. And high impact. Calibrating targeting. Please use a batarang to hit the target. Mamă, mâncați-i ce țin tam. Batarang equipped to utility belt. Hit three targets to continue calibration. Ce ai făcut, mă? Targeting calibrated. Yeah. Batsuit calibration complete. Ok, ne-am calibrat costumul. Partea mișto la jocul ăsta, că nu știi ce fac manetele astea când o joci prima dată. Și acum coborâm. O, frate. Muzica, soundtrack-ul este foarte mișto. Dar cât mai coborâm? Wow, frate, cum arată! Deci mi-aș dori să vedeți și voi asta cum o văd eu, frate. Deci e ceva pe experiență uluitoare din toate punctele de vedere. Oh my god. Deci mă simt ca în Batcave. O adevărat. Cascada super frumoasă. Wow. Frate, deci mă bucur ca un copil mic când e la prima jucărie. Ok, avem o multitudine de chestii aici. Ne jucăm cu gadgeturile lui, știi? Oh, uite-l pe Joker, frate. Have you got something to tell the nice man, Jason? My name is Jason Todd. Who do you hate? Excellent. Of course you do. Did you get Jonathan that, Bat? It's not yours anymore. Infected he's with the children's contaminated blood. Mine. Current mine. Size. To do with as I wish.
following a violent psychotic episode. Hey, I never ask. What's the big secret? Who is the big bad bat? His name? Tell me. Of course, sir. What? Never could stand a tattletale. That's why I like to work alone. No one to spoil the punchline. You should try it sometime. Uite, naibii. L-a omorât pe Robin, frate. Ok, hai să vedem ce fac monetele astea. Wow, ce fain, frate. Așa. Please let me know when I can. Oh, te pup viața mea, ce faci? Zi, ce vrei să facem? Ia stai să văd și eu ce fac astea. Stai numai o secundă, da? Stai acolo cu minte, că rezolvăm imediat. Aha. Îți. Îți. Uai, sunt altele? Bine, boss. Sunt născut la asta. Bine. Mai avem? Wow, frate, dacă te sunt mâncați aici. Mă doare mâna. A new personal best, Master Bruce. Congratulations. Merci, merci, te pup. Hai să vedem care e treaba. Finish. Simulation ended. Acolo un dinozaur. Ia zi, fratele meu. I'm afraid I have rather concerning news. Robin failed to report in last night, and now I'm unable to reach Nightwing as well. It could be coincidence, sir, but it's unlike them not to respond. Hopefully the Bat computer can help you pinpoint their location. The Bat computer? Unde e? Oi, nu cred. Uai, să-mi bag picioarele, ia. A, nu arată și animația. Ohoho. Unde sunt? Wow! Ce faci, tata? Asta ce face? Aha, ia uite ce fain e. Îl pune în miniatură, ok. Lasă-l așa mare. Asta ce e? Poate ne dă ăsta vreuna în gură acum. Oh. Poziția de luptă asta. Ok. Ce mi-a arăs ca ai pistol? Ia uite, avem la fel, vezi? Johnule, sunt la fel, frate. Hai, te pup. Ce mai avem? Tim Drake, a.k.a. Robin. Aha, Robin. Hai să vedem ce face Robin. O, ăsta le are cu lunceagul, frate. Stai cu minte, mă. Poziția lui de luptă. Hai, pulan cu aia. Bravo, ești bun. Ok. Bă, cine-l mai avem? A.K.A. Nightwing. Nightwing. Ia te vă, Nightwing. Oh, stai cu minte, nebunule. Aaaa, ca șmecherii. Bravo, tata. Bravo. Ok, activate tracker. Activating Nightwing's location tracker. Hai să facem și o misiune dacă toți suntem Batman, nu? Nightwing location identified.
Nightwing is in central Gotham, but why isn't he responding? I should head to his location. He could be in danger. Ok. Unde trebuie să ajung? La Batcave, înapoi. A trebuit să mergem să-l găsim pe Nightwing. Sir, I've readied the Batwing and the Batmobile to deployment. If Master Grayson's in trouble, every second may count. Ok. Bine, frotele meu, gata, hai. Să mergem, zic. Să-l găsim pe băiatul ăsta. Welcome. Please select vehicle. Wow. Ia. Vehicle selected. Mama mia. Mamă, frate, să nu zici că ne plimbăm cu asta. Ce fac astea? Uai, să-mi bat picioarele, ce fain. Mamă, cât de detaliat este jocul ăsta, frate, nu vă puteți... Nu-mi vine să cred. Ok, stai așa. Avem decât două. Mamă mia. Ok, mergem cu avionul, frate. Batwing. Setting navigation coordinates. Nightwing. Godspeed, Master Bruce. Păcat că nu ne arată animația aia când pleacă, sir, știi? Bam. You're nearing Master Grayson's tracking beacon. Have you found him? Opa. What the fuck, man? Beaten to death. What? Why wasn't I here? Why didn't I stop it? Data recorder. E mort, frate, l-a omorât. I need to find out who did this. Analyzing Nightwing with the forensic scanner will help me identify the killer. Multiple trauma. Cause of death, cervical fracture. They broke your neck. I-au rupt gâtul, frate. You must have been in agony when you died. Downloading suit data recorder. Generating reconstruction. You were the best fighter I ever trained. Okay. How did they beat you? If I can identify the precise moments when your three main injuries occurred, it might help me establish your killer's identity. I can use the forensic scanner to analyze the reconstruction. Okay, deci el a fost omorât. Au avut trei daune majore care le-a dat ăsta că l-a omorât, între care ultima i-a rupt gâtul și trebuie să le găsim fiecare moment în care s-a întâmplat. Bun, hai să vedem. Ce s-a întâmplat? Ia zi, frate, merge ei singur, liniștit, n-avea niciun stres. Când? Opa. A venit dușmanul. A, cred că era prieten ceva, că se cunoșteau. Ia, hați, mama mea! Nothing. I need to identify when your injuries were sustained. Stai, stai, dă-i înapoi. Înapoi, frate. No injury detected. You dropped your guard before the first blow fractured your jaw. Why hesitate? It goes against everything I taught you. Opa, ia uite, frate. How are your other two injuries sustained? There must be a clue in the reconstruction. Deci una când și-a rupt, ok. Bă, dar bate, frate, nu glumă. Nothing here. I need to study the pointer killer was fast. Aici a rupt mâna. That wasn't why they beat you. They knew exactly how to fight. Ok. Știa deja cum... Mama mia. The killer anticipated your move and cut off your escape. I know you. Deci așa și-a rupt coastele. Back down from a fight. Did you know you were beaten? I'm starting to build a profile of your killer. Ai rupt pe gâtul cu aia. Studying the fatal blow could provide another clue to their identity. That you were badly injured, no longer a threat. Your killer showed no mercy. Why did the killer flee the scene? What did they see? I'm increasing the radius of the reconstruction. A witness.
Opa. But who was it? I need to search the reconstruction. See if they left prints behind. Asta a stat și a văzut toată jmecheria. Nu ne trebuie o amprentă. Atât. De-aia aveam nevoie. The witness was Jackie Flynn. Jackie Flynn, criminal and known associate of the Penguin. Ah, lui Pinguinu. Bun. I need to pay Penguin a visit. Okay. Ending reconstruction. I'm sorry, Dick. Am pare rău, frate. I should have been here. If Cobblepot had anything to do with your murder, I'll make him regret it. Să fii sănătos. Dumnezeu să-l ierte. Ale Tatălui și-a Fiului și-a Sfântului Duh, mergi cu bine, fiule. Unde ești? Hai să-mi bag. Hai că nici n-am dat în tavan cu asta. Are you alright? Perhaps you should take a moment. No time. I'll grieve when I know Robin's safe. Ce urmează? Bring that Muppet out here. Let go of me. Boss, please. Oh. Right, Shanks. Okay. Okay. Chat. Teo Pinguinu. I know you're scared. But hey. Îi luăm pe la spate sau îi luăm pe la față? Hai să-i luăm pe în față, frate, că-i dăm cu ăsta. Atât. Ia uite bani pe el. Dă-și mie, dă-și mie, dă-și mie. Taci! Ia uite, frate, cum se duc banii. Mamă! Dacă cazi de aici, fraiere, te-ai dus. Dacă te duci în jos. Poți să-l bat? Au ce ceas are la mână, nebun. Said you'd be after him. Last thing he says before some wanker blows him up and half the bloody iceberg laps. You want your witness? He's in the morgue. Surprise! Opa! Ce ați făcut, mă? Au venit băieții. Move an inch and you're dead. The batwing is inbound, sir. Opa. Please identify the targets to be neutralized. Ok, trebuie să identificăm țintele. O dată. Doi. Trei. Râdeți, nu? Ia. Dă-i. Doi, trei și... Fraierilor. Ok, și acum? Ah, trebuie să mergem la morgă. Te pup, stai acolo că stai bine. Ok, și acum trebuie să mergem la morgă. Robin is still not responding, sir. If his disappearance is related to Master Grayson's murder, there must be a clue in that morgue. Wow. Wow. No. Stai aici. The victims of the iceberg lounge bombing. The coroner identified a piece of shrapnel in one of the bodies. Looks like a fragment of the bomb's detonator. I need to analyze the bodies with the forensic scanner. Find enough fragments and I can determine the origin of the device. Și acum le examinăm pe... Opa! Am găsit ceva. A piece of the detonator lodged in the adductor muscle of the victim's thigh. There could be shrapnel anywhere in the bodies. I can analyze both the bone and muscle layers by switching modes on the forensic scanner. Mamă, ia uite ce fel ți-a făcut. Și acum vedem totul până la os.
Uite să vedem ceva pe aici. Cred că l-are în cap. Aha, uite-l. A detonator fragment lodged in the victim's skull. Okay. There could be more of the detonator shrapnel in the remaining two victims. Mergem la următorul. Asta n-are, frate, pe nicăieri. Opa, l-am găsit. A detonator fragment buried in the manubrium sternae. Partial serial number. Ok, și acum să analizăm și pielea. Opa, încă unul. A fragment of the detonator cut through the victim's soleus. There isn't enough here to trace the detonator's origin. I need to examine the third victim. Jackie Flynn, the witness. Target of the assassination. Oh! Ce mișto puzzle! Cât e, mă, asta? 1, 2, 3, 4. Ok. Ok, bun. Mai e un corp. Ar mai trebui să... Left the key safe in... Okay, in safe. Don't trust that cleaner still can fluid. Watch Jeff. Ce ceva de cheie. Nu pot să desfac aici. Unde este, frate? Tony Flynn, the witness's brother, not the target. Just e aici ăsta. Aici trebuie să-l... Bob, hai să vedem. In a safe. În safe este cheia. Bravo, frate. Gotham City Coroner's Office autopsy report. Performed 4:30 October 23rd by Dr. McCarthy. No assistant present. Entry 1. So... Ok. Și acum, cum deschid eu safe-ul, frate? Unu, doi, trei. Unu, unu, unu. Bă, măta, că m-ai speriat. Păi și eu de unde aflu combinația safe-ului? Charlie Vaughn, mid-ranking penguin enforcer and friend of Jackie Flynn. Evidence. Muscular system. E vreun puzzle sigur de făcut aici. Hmm? Ce, un șobolan mort acolo? Sigur ceva de făcut și nu înțeleg ce. Ok, tot aici trebuie să fie combinația. Dar nu înțeleg care e combinația aici. Fi pe spate, mă, nu e, frate. Spune tu mie care este combinația aici. Nu-mi dă niciun indiciu, pur și simplu. Și pur și simplu nu am absolut niciun indiciu. Decât ăsta care e aici și... Ah, ok, sunt tot felul de indicii. Trebuie să-i mai găsim ceva ăstuia. Hai să vedem. Trebuie să mai fie ceva. I-am pus un ochi
Opa. Stai că avem niște numere aici. 356-578-134. 134-356. Da, ciudată treabă. 578. 578. Nu știu, încercăm, vedem. Nu știu, frate, care e combinația? Băi, ce idioțenie, frate. Deci nu găsesc niciun fel de indiciu. Oare... A, știu. Să folosesc ăsta? A, bă... Bă, ți-am zis, bă, că era Batman, tu nu, că e Popa. Eu ți-am zis că așa se face, tu n-ai vrut să mă crezi. Combinații. Patru, doi, cinci. Atât bine, boss! Să moară Jaxana. Ai văzut, băi? Data viitoare să ai încredere în Batman. Te pup, viața mea. Ok. Ia vină toată încoa. Și ne luăm pistolașul. Și începem să-i facem aici operația lui băiatul ăsta. N-ai mă niciun fel de... Aha. Uite, are aici unul în burtă. Part of the bomb's detonator punctured the lower abdomen. Și acum să vedem unde mai are... Detonator fragment lodged in the victim's clavicle. The fragments are mangled, twisted, but if I use the bat computer to simulate their original shape, I should be able to reconstruct the detonator and identify the serial number. Generating reconstruction. Okay. What the fuck? Oh my god. Oare așa să fie? Nu. Să nu, bro. Ok. Ok, nu e așa. Nu vrea. Ceva de genul trebuie să fie. Ok. Ok. Doamne, ce-mi plac mie puzzle-le. Puzzle-ul îmi place maxim. Ok. A, era invers. Atât. Greu, frate. The device was registered to City Vision Demolitions. They're demolishing an old sewer system beneath Founders Island. The sewer could be the killer's hideout. If I target our scanners on this area,
Maybe I can pick up Robin's transmitter. Scanning. Decrypting radio signal. Alfred. Batman. The sewer. He's alive. Ok, este în canal și este în viață și în pericol. I'm coming, Tim. Vin, frate, imediat vin. So, that sewer system has been ostensibly abandoned for some time. Whoever trapped Robin may well have made preparations for him. Ho, 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 suntem în canal, frate. Mamă, ce avem noi aici, frate. Băi, care aici o să ne oprim pentru primul episod. Este de ajuns, frate. O să ne vedem în episodul următor. Imediat să dăm și noi o pauză ca să putem să vorbim și să mă întorc cu fața la voi. Cam ăsta a fost episodul, cu primul episod din Batman VR. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un mare subscribe și un like. Și da, dacă mai vreți să facem episoade, spuneți-mi că eu o să le fac pe toate cu jocul ăsta. E minunat, e foarte tare jocul. Experiența e uluitoare. Eu sunt Alex Simian, dacă v-a plăcut, nu uitați, știți ce aveți de făcut. Și ne vedem.